Jurnalista Ramona Voiculescu și-a lansat volumul de poezie și proză scurtă Clepsidra cu iubire. Cărțulia cu povestioare, așa cum o numește autoarea, este dedicată lui Mircea Mărgărit, un coleg de Breazlă, care a decedat în urmă cu 4 ani după ce a suferit în plină stradă un atac cerebral. Evenimentul editorial a fost organizat la mijlocul acestei săptămâni de Centrul Cultural Pitești. În volum sunt cuprinse și 5 poezii compuse de regretatul Mircea Mărgărit, care pregătea o carte de poeme, statuie de cuvinte. N-a trăit însă să-și vadă și acest vis îndeplinit. Încep prin a vă spune de ce este dedicată cartea domnului Mircea Mărgărit. Pentru mine a reprezentat foarte mult. Un prieten de suflet, o prietenie care depășește și timpul și poate concepția noastră despre a exista pe acest pământ, a nu mai fi. Pentru mine el este prezent aici și sunt convinsă că se amuză cumplit, pentru că avea un simț al umorului spumos. Era un jurnalist și un editorialist fantastic. Pot să spun că a format foarte mulți jurnaliști ateșeni, era și profesor în acest domeniu. Iar el este cel care m-a împins pe mine să am curajul să scriu. Să vă explic puțin și despre carte, pentru că nu este... Eu am scris, eu am simțit-o, dar am mai avut și aportul altor persoane foarte dragi mie. În interior există niște desene grafică făcute de fiul meu cel mare, care are 17 ani, Denis Popescu. Sunt toate făcute de el. E o persoană timidă și timiditatea de multe ori poate să fie chiar o calitate, decât să fii arogant, mai bine să ai puțină timiditate, pentru că îți dă un pic de echilibru de care ai nevoie în viață. Și mulțumesc chiar dacă nu este aici, pentru că școala este mai importantă de multe ori decât alte lucruri. În timp ce au fost interpretate fragmente din carte, soțul autoarei, italianul Giulio Sana, a asigurat instrumental acompaniamentul muzical.